Bună ziua tuturor! Sunt Izabela Grosu, reprezint Asociația ASPIR. Ne cunoaștem pentru cei care nu ne cunosc. Vă spun bine ați venit la o sesiune nouă ASPIR, în speranța că cei care se conectează și mai târziu, fiind poate în drum spre casă, sau cei care vor viziona această înregistrare pe site-ul nostru, se vor bucura de informații noi, pentru că sesiunea aceasta abordează un subiect destul de nou, deci nu cel cu care ne obișnuiam în discuția cu un medic, ci o sesiune în care o avem invitată pe doamna Manuela Plopeanu, consultant în carieră, cu experiențe în proiecte de tranziție și în dezvoltare de carieră. De ce această temă? De ce acest invitat? Pentru că dacă ne-ați urmărit pe site, pe Facebook, pe celelalte canale de comunicare, ați văzut că în luna mai, odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Bolilor Inflamatorii Intestinale, IBD Day din 19 mai, noi am demarat un proiect care se numește 100 de companii pentru BII, pentru bolile inflamatorii intestinale. Atât în semn de a sărbători bolile inflamatorii intestinale, cât și pentru a înțelege foarte bine care sunt nevoile pacienților cu boli inflamatorii intestinale în câmpul muncii, nevoile, provocările acestora la locul de muncă, relația cu angajatorul. Acest proiect vine în urma multor sesizări, întrebări, discuții pe care le-am văzut sau le-am primit de-a lungul anilor și am considerat că este momentul să aprofundăm acest subiect, să înțelegem ce nevoie au acești pacienți și poate în viitor, cu ajutorul vostru și cu alte idei, să încercăm chiar să întocmim un ghid al angajatorului, poate chiar niște inițiative pentru a obține niște facilități pentru acești pacienți. Bun, o să vă rog să-mi permiteți în două cuvinte să spun câte ceva despre acest proiect și această inițiativă, el fiind de fapt baza sesiunii de astăzi și motivul pentru care o avem alături de noi pe Manuela Plopea. Ce am făcut în această campanie? Am demarat, evident, cu un chestionar și mulțumim celor care au răspuns. Observăm că o plajă de respondenți cu vârste tinere, practic persoanele active, motivul pentru care vrem să ne adresăm astăzi acestor persoane, deci active în câmpul muncii, cei mai mulți între 20 și ceva până în 45, iată, până la 50 de ani, deci persoane care se confruntă probabil cu provocări sau sunt interesate de a afla posibilități de rezolvare a nevoilor lor la locul de muncă. Am selectat câteva date din survey-ul pe care l-am derulat în luna mai și observăm că foarte mulți dintre respondenți ne-au spus că bolile inflamatorii intestinale le-au afectat traseul profesional sau mersul carierei sau i-au determinat să facă anumite modificări în privința carierei. Deci un procent destul de mare. Acesta a fost un semn sau un semnal pentru noi. Sigur că am primit și câteva motivații de ce s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că nu putea să se deplaseze la locul de muncă, nu a putut să meargă în deplasare foarte mulți în traininguri, la specializări. O mulțime de motive pe care noi le-am primit în mod desfășurat și pe care să le găsiți și pe site-ul nostru în curând, când vom centraliza toate aceste date. Desigur că ne-a interesat dacă acești pacienți au avut o discuție cu angajatorul privind condițiile necesare sau privind afecțiunea lor și vedem din nou un răspuns, un procent destul de mare, ca să nu zic îngrijorător, iată pacienții nu discută cu angajatorul sau oamenii nu sunt suficienți de, eu știu, pregătiți sau se tem de discuția pe care ar putea avea cu angajatorul pe tema condiției lor medicale. Dacă mă ajuți mai departe cu slide-ul. Da, de asemenea, angajatorii se pare că nu ar fi, din perspectiva pacienților, atât de deschiși, pregătiți sau disponibili pentru a adapta condițiile sau modifica mediul, spațiul de lucru conform nevoilor lor. Pornind de la aceste date, da, am obținut și niște propuneri, sigur că am întrebat și ce anume v-ați dori, ce v-ar ajuta, care ar fi
cele mai importante nevoi de acoperit. Vedem implementarea unui program flexibil, poate niște facilități privind zilele libere, un spațiu adecvat, cât mai aproape cât de un grup sanitar sau multe propuneri pe care le-am primit referitor la nevoile pacienților și pornind de la acestea, ne-am gândit că cea mai potrivită ar fi o discuție cu un specialist, așa cum v-am spus, cu Mamela Plupeanu astăzi alături de noi, cu experiență vastă în BPI grup și în dezvoltare și în tranziție, în carieră, așa încât să ne poată lămuri ce putem face în aceste condiții, dacă există niște pârghii, dacă există, eu știu, niște reglementări la care pacienții să apeleze în cazurile în care au astfel de nevoi. Mulțumim, Manuela, că ești alături de noi și o să stau cuvântul pentru că știu că ne-ai pregătit un material din care putem învăța foarte multe astăzi. Menționez că sesiunea este înregistrată și vor avea posibilitatea toți ceilalți să o vizioneze ulterior. Îți dau cuvântul. Vă mulțumesc mult de invitație. Mă bucur tare mult să iau parte la un proiect așa frumos. Am citit și eu surveiul despre care ai povestit mai devreme și bazându-mă pe rezultatele lui am încercat să construiesc discuția de astăzi în jurul nevoilor pe care le-am identificat acolo. O să împărtășesc și eu acum ecranul meu. Vă rog să-mi spuneți dacă se vede. Se vede. Da. Bun. Și mi-am propus eu astăzi să vorbim un pic despre ce înseamnă viața profesională, schimbarea în viața profesională în tot acest context al bolilor inflamatorii intestinale, despre cum vom face alegeri și vom lua decizii informate și raționale, ținând cont de nevoile noastre, cum căutăm și cum obținem jobul potrivit și, punct sensibil, conversațiile dificile pe care le trebuie să le avem la un moment dat cu angajatori. Vă încurajez pe tot parcursul prezentării mele să puneți întrebări, să clarificăm orice aspect vi se pare neclar sau avea nevoie de mai multe informații. În regulă. Începem așa. Avem o viață profesională, toți adulții, majoritatea adulților au un job. Care sunt motivele pentru care avem acel job? De ce avem nevoie de un job? Primul argument ar fi nevoia de bani, cu toții avem nevoie de o sursă financiară, dar pe lângă această nevoie, un loc de muncă ne mai îndeplinește și alte nevoi, cum ar fi cea de socializare, de împlinire, sprijin emoțional, nevoia noastră de învățare și de dezvoltare. Toți adulții au nevoie de aceste lucruri, însă un pacient cu nevoi speciale, cum este în cazul nostru aici, apar tot mai multe provocări. Așa cum am extras din surveiul de mai devreme, am văzut că oboseala este o problemă foarte mare. Dificultatea de a duce la bun sfârșit anumite sarcini sau de a participa la anumite acțiuni de la locul de muncă. Timpul necesar pentru a merge la medic, mai multe zile libere. Stigma unor discriminare. Nevoia de a sta la baie. Exact. Astea sunt nevoi care trebuie să îndeplinite și în momentul în care nu sunt îndeplinite mare parte sau atât cât este nevoie, ajunge la concluzia că facem o schimbare. Ori că este forțată de un angajator care nu poate să acomodeze ceea ce vrem noi, ceea ce avem nevoie, ori că decidem noi că nu este locul potrivit și atunci ne reconfigurăm cumva traseul și ne îndreptăm către alt loc. În acest context trebuie să facem niște alegeri, să luăm niște decizii. Decizia de a, mai întâi decizia de a merge într-o anumită direcție. Orică vom continua să fim angajatul unei companii, orică vrem să fim niște freelanceri care lucrează pe proiect independent și vine la pachet cu un set de provocări, oricale antreprenoriatului, iarăși niște provocări. Oricare pe care am alege-o, presupune niște decizii, să ne hotărâm de unde facem rost de resursele necesare, cum gestionăm anumite aspecte. O provocare vine indiferent de direcția în care o apucăm. Dar pentru a lua aceste decizii în mod informat, asumat, rațional, să nu fie o decizie emoțională, trebuie să fim conștienți de câteva aspecte, trebuie să ne analizăm un pic în interiorul nostru și în exterior. Adică este nevoie de o formă de autocunoaștere, da? Cine sunt eu ca profesionist, care sunt resursele mele, care sunt nevoile mele,
ce pot folosi și ce obiectiv am în final. Și în același timp, trebuie să cunosc și piața muncii. Pentru că orice obiectiv aș avea eu și orice nevoie am, trebuie să le corelez la ceea ce înseamnă piața muncii în momentul în care mă aflu. Piața muncii înseamnă companii, înseamnă domenii de lucru, înseamnă tipuri de activitate. Haideți să vedem un pic la ce ne uităm atunci când vrem să ne cunoaștem pe noi mai bine din punct de vedere profesional. În primul rând, cine sunt eu, da, ca profesionist și ce pot eu să ofer unui angajator și, pe de altă parte, ce poate angajatorul să-mi ofere mie și ce nevoie am să-mi ofer. Eu sunt un pachet de lucruri foarte complex. Dacă mă uit în oglindă, trebuie să fac, în primul rând, un inventar al competențelor mele. Ce aduc eu la masă în discuție cu un angajator? Ce știu să fac foarte bine? Aici intră și hard skills și soft skills, da? Lucruri pe care le-am învățat la școală, o educație formală, dar și lucruri pe care le-am învățat în timpul experiențelor mele de lucru sau de învățare. Apoi mă gândesc la istoricul meu profesional. Și aici nu mă refer doar la ceea ce trecem în CV, istoric, am lucrat un număr de ani la compania X, după aia un număr de ani la compania Y. Mă refer și la elemente care ne-ar diferenția de alți candidați, de alți oameni de pe piața muncii. Trebuie să mă gândesc eu ce lucruri în plus aduc la masă față de un alt om care a lucrat cam în același lucruri cu mine. Poate eu am fost expusă la niște proiecte speciale sau poate am lucrat cu niște programe speciale sau poate am o competență, o calitate foarte bine dezvoltată. Trebuie să mă gândesc la toate aspectele astea ale mele ca să știu din nou ce aduc la masă. Un alt element foarte important este partea de realizări. Uneori ne simțim bine cu noi și suntem mulțumiți de ceea ce am făcut în trecut, dar dacă ne pune cineva, și se întâmplă asta în interviurile de angajare, de exemplu, spunem cea mai mare realizare a ta. Avem o dificultate din a pune punctul pe ei, care sunt de fapt realizările noastre. Și tocmai de asta, iarăși, un inventar a ceea ce am avut noi ca performanță în experiențele noastre profesionale ne ajută să vedem ce instrumente am folosit ca să ajungem la acele realizări și ce putem folosi din tot ce am făcut și în viitor, pentru a avea performanță și în viitor. Apoi ne gândim și la lucrurile mai puțin plăcute, să zicem, da? La vulnerabilități. În cazul de față, cea mai evidentă este această afecțiune care ne pune niște piedici și ne face viața profesională mult mai provocatoare. Dar pot fi și alte vulnerabilități și e important să ne gândim la ele și să vedem, pe de-o parte, cum le abordăm cu cei din jurul nostru, dacă le expunem, dacă nu le expunem, cât vorbim despre ele. Și pe de altă parte, decurge următoarea feliuță despre care trebuie să vorbim, nevoile noastre specifice. În momentul în care știm ce avem nevoie, facem și o ierarhie a acestor nevoi. Am extras și am vorbit deja despre nevoia de a avea un loc de muncă aproape de casă, dacă avem nevoie la toaletă, pe drum e neplăcut. Nevoia de unui program flexibil sau de mai multe zile libere, posibilitatea de a lucra de acasă sau a avea un spațiu amenajat la locul de muncă, a avea un colectiv suportiv, o activitate cu nivel de stres scăzut. Astea sunt nevoi pe care le-am extras în general, dar ele pot avea importanță diferită pentru fiecare dintre noi și șansele sunt, din păcate, să nu găsim un loc de muncă care să le cuprindă pe toate. Și având o ierarhie, putem să știm ce este de fapt cu adevărat important pentru noi în momentul ăsta. Bun. Asta a fost partea de autocunoaștere. Acum, mergând în zona de cunoaștere a pieței muncii, e important mereu, pentru oricine, dar cu atât mai mult cu cât există cumva un risc, da, să intervină schimbarea la locul de muncă, e important să rămânem în contact cu tot ceea ce se întâmplă pe piața muncii. Piața muncii este extrem de dinamică, de organică, mai ales în vremurile pe care le traversăm acum și atunci e important să știm tot ce se întâmplă acolo, în zona noastră de interes. Asta înseamnă că vom putea să identificăm companiile aflate în zona geografică importantă pentru noi. Dacă distanța de casă este importantă, atunci poziționarea acestor companii este foarte relevantă. Vom putea să identificăm companiile care au resurse
Pentru că atunci când vrem să ne asigure un spațiu special sau toaletă personală sau anumite lucruri de genul ăsta, este nevoie ca acea companie să poată să facă asta, să aibă cu ce. Ne mai ajută companiile care au politici de CSR, responsabilitate socială, și sunt interesate de zona asta de employer branding. Ele vor fi mai degrabă deschise la o comunicare cu noi atunci când avem o cerere specială și au și fonduri alocate deja pentru zona asta. Și un lucru pe care noi putem să-l exploatăm, să spunem. Companiile cu suficienți angajați. M-am ferit să zic companii mari, că nu este vorba neapărat de companii mari, ci de a înțelege faptul că angajatorul trebuie să-și facă treaba, trebuie să-și îndeplinească obiectivele cu un număr de angajați. Și în momentul în care el se bazează, de exemplu, pe doi angajați, o sumă foarte, foarte mică, și unul dintre ei este din când în când indisponibil, nu poate să jucă sarcina la bun sfârșit. Da? Și atunci angajatorul trebuie să aibă posibilitatea să preia din sarcinile angajatului care mai devine indisponibil și să dea către restul echipei fără să împovăreze foarte mult pe nimeni. Sigur, e important mediul de lucru cât mai puțin stresant. Am văzut că stresul este un factor foarte important în gestionarea acestei afecțiuni și atunci mediul de lucru e un factor de luat în calcul. De unde facem rost de toate informațiile astea? Este un demers pe care îl facem treptat, nu se face peste noapte. Mă așez acum la calculator și o să aflu tot ce vreau despre piața muncii. Este un proces. Da? Și e util să monitorizăm platforme cum este LinkedIn-ul, de exemplu, foarte valoros. Acolo putem să vedem companiile care sunt de interes pentru noi, să vedem cum angajații de acolo îi putem urmări, să vedem cât timp stau în compania respectivă, dacă se plimbă des dintr-o companie în alta. Putem să vedem comentariile lor, putem să vedem proiectele în care se implică acea companie și să luăm un pic așa pulsul, să vedem care ar fi mediul acolo, pe ce pune accentul, care sunt valorile pe care le promovează. Alte platforme de ajutor mai sunt unde lucrăm.ro, unde angajați, foști angajați sau persoane care au mers la interviu la acele companii au posibilitatea să scrie câteva rânduri despre experiența lor acolo. De altfel, orice platformă de social media ne poate furniza informații. Ce fac eu și mi se pare foarte util și mai relevant decât mesajele acelea oficiale ale companiei este să intru în secțiunea de comentarii și să văd ce comentează oamenii care n-au niciun beneficiu acolo și să vedem dacă sunt mulțumiți, dacă au plângeri, care este atmosfera, care este stilul de comunicare și sunt informații foarte relevante. Având această cunoaștere, noi putem să creăm astfel o listă de companii care să fie relevantă pentru noi, o listă de companii țintă, practic, da? Pe care să le urmărim și pe care să încercăm să le facem atente la noi. Cum facem și ce instrumente folosim ca să obținem un job, jobul pe care noi îl vrem? Avem câteva instrumente de carieră, CV-ul și profilul de LinkedIn. Profilul de LinkedIn, am observat că sunt candidați care nu dau neapărat importanță acestui profil, dar este foarte relevant. Și atunci noi trebuie să îl construim cu aceeași atenție cu care construim și CV-ul. Ce simt nevoia să punctez foarte important aici este că atunci când ne construim, să nu ne blocăm în a scrie un job description, în fișa postului, să nu ne rezumăm doar la responsabilități. Noi trebuie să ne diferențiem de alți candidați. Trebuie să ne diferențiem de cei care au avut aceeași fișă de post ca noi și să punctăm acolo realizările, performanțele noastre, da? Să arătăm cum suntem noi mai buni și mai dezirabili decât alți candidați cu un profil similar. Pe lângă aceste două instrumente, mai ne putem folosi de conturile create pe platforme de specialitate. Da? BestJobs, eJobs, Hippo, Indeed. Toate aceste platforme au anunțuri de joburi, inclusiv pe LinkedIn, sunt foarte multe anunțuri de joburi, la care putem aplica direct. Putem să mai facem un lucru care este foarte cu impact foarte bun în companiile respective. Am identificat jobul, am identificat compania la care este acel job și încercăm să găsim o persoană relevantă din acea companie, relevantă pentru noi.
o persoană din departamentul de HR, un hiring manager, pe care să încercăm să le abordăm direct și să le transmitem profilul nostru, CV-ul nostru, dorința noastră de a obține acea oportunitate profesională. Candidatura această directă cumva ne scoate din teancul ăla de 375 de candidați care au mai trimis CV-ul pe platformă și ne facilitează cumva posibilitatea ca CV-ul nostru să fie deschis, să nu se pierdă în mulțime. Ne mai putem folosi de această listă de companii țintă de care am vorbit mai devreme. Odată identificate companiile, putem să le monitorizăm paginile de cariere și în același timp putem să avem și aplicațiile spontane. Adică, deși nu vedem neapărat un job deschis, noi să abordăm persoanele din departamentul de HR, să le transmitem CV-ul nostru și interesul pentru acea companie. De multe ori sunt joburi încă nepuse pe piață, ca să zic așa, nu sunt încă vizibile, dar ele sunt deschise sau urmează a fi deschise în viitor apropiat și venim în întâmpinarea lor cu profilul nostru în felul ăsta. Un alt instrument extrem de important este rețeaua de cunoștințe. Reputația noastră ne ajută foarte mult. În momentul în care o companie are o poziție deschisă și un angajat din cadrul companiei recomandă pe cineva, persoana respectivă are mult mai multe șanse de a ajunge la interviu decât dacă ar fi aplicat pe orice alte căi. Da? Ne creștem șansele de a ajunge la interviu. În prima fază aceasta este miza. Am obținut o invitație la interviu. Ce facem acum? Acum ne pregătim pentru interviu. Au fost niște studii făcute cu angajatori care au spus că unul din factorii care determină pierderea unui interviu la candidat este să vină nepregătiți acolo. Să nu știe despre ce companie este vorba, să nu fi înțeles jobul, să nu știe piața și lucruri de genul ăsta. E important să vedem caracteristicile companiei, să ne interesăm despre cifra de afaceri, să vedem ce servicii oferă, ce produse vinde, toate lucrurile de genul ăsta și să înțelegem cât putem de bine anunți. Putem obține informațiile astea din sursele online, cum am vorbit mai devreme, website-ul companiei, LinkedIn și așa mai departe, iar pe Ministerul site-ului de finanțe, de exemplu, putem vedea numărul de angajați, putem vedea cifre de afaceri, lucruri care iarăși ne dau nou un vibe cu privire la cât de puternică este acea companie și câte resurse are. Dacă nu găsim online toate informațiile astea, putem să adresăm întrebări la interviu. Și un mesaj important pe care vreau să-l transmit aici, că interviul este de ambele părți ale mesei. Nu suntem la un interogatoriu, suntem la un interviu în care și noi și interlocutorul vrem să vedem dacă ne vom înțelege. O altă parte a pregătirii pentru interviu este înțelegerea anunțului de recrutare și identificarea trăsăturilor pe care angajatorul le caută. Da? Competențe, experiență profesională specifică, elementele de profil de personalitate. Toate lucrurile astea noi trebuie cumva să demonstrăm că le bifăm, că le avem și vom face asta prin exemple concrete din experiența noastră profesională. Ne interesează să îi dăm angajatorului informații relevante pentru ei și să vorbim despre experiența noastră relevantă pentru angajator, pentru viitorul angajator. Ajungând acum la finalul etapei de recrutare, să spunem. Da, am trecut prin interviuri și ne întrebăm, este momentul sau nu este momentul să abordăm problema noastră cu angajatorul. Împărtășim provocările noastre de sănătate. Când o facem? La interviu? După aceea, cui spunem? Departamentului de HR, managerului direct, colegilor? Cum și cât împărtășim? Aici nu este un răspuns standard, ci un răspuns general valabil. Aici este important să înțelegem de ce împărtășim această informație, care sunt așteptările noastre atunci când împărtășim informație. Sigur că noi ne dorim și așteptăm empatie, sprijin și să găsim soluții împreună. Însă, din păcate, există și riscul de a fi discriminați sau de a avea parte de stigmă pe subiectul ăsta. Oricum ar fi, important este să luăm decizia de a împărtăși, ghidați de rațiune și de argumente obiective, nu de frică. Am văzut în acel survey că peste 50% nu au împărtășit cu angajatorilor, deși tot peste 50% au zis că viața lor profesională a fost influențată de afecțiunea lor.
Și asta înseamnă că undeva a fost o teamă de a împărtăși cu angajatorul provocările cu care se confruntă. Trebuie să găsim o cale de a comunica astfel încât să fie constructiv și de ajutor și pentru noi, angajați, și pentru partea cealaltă angajator. Cum putem face lucrul ăsta? Pe de o parte, e o componentă la care poate nu ne gândim, pentru că noi suntem direct în problemă. Dar oamenii din jurul nostru s-ar putea să nu aibă habar ce înseamnă boala noastră. Să nu știe cu ce ne confruntăm, să nu știe ce mecanisme de coping, de gestionare avem la mijloc. Să nu știe ce, să nu știe nimic. Și atunci rolul nostru este cumva și să educăm pe cei din jur și să le dăm niște informații, din nou, obiective, niște informații științifice, atât cât ne simțim confortabil să oferim despre provocările pe care noi le avem. A doua componentă, deși pare cumva ironic, tot noi să arătăm empatie. Să înțelegem de unde vine atitudinea unui angajator refractar sau mai puțin comunicativ pe subiectul ăsta. Să înțelegem de unde vine o teamă unui angajator, pentru că, până la urmă, scopul oricărei companii este să facă profit prin intermediul angajaților. În momentul în care un angajat nu performează, cumva poate fi afectat și profitul companiei. Și chestia asta este cascadată în jos la fiecare nivel de management până ajunge la primul layer de angajați. Da? Și atunci noi trebuie să găsim o cale de a înțelege pe ei și de a găsi împreună soluții, de a crea împreună o a treia poveste. Să propunem soluții, să le discutăm, să găsim o variantă de mijloc, astfel încât să fie în regulă și pentru noi, să putem să acomodăm nevoile noastre, să fie în regulă și pentru un angajator, astfel încât el să-și atingă obiectivele, fără de care el nu poate exista. Asta este soluția dezirabilă sau asta este outcome-ul dezirabil. Există și varianta în care un angajator nu ne aduce totuși cu toate eforturile noastre, cu toată implicarea noastră, are răspunsul pe care noi îl dorim. Și mediul în care urmează să fim nu este cel potrivit și sănătos pentru noi. Este dur, dar asta este realitatea și trebuie să ne înarmăm cu instrumente de a gestiona realitatea așa cum este. Trebuie să fim mereu gata de schimbare. Să realizăm momentul în care locul respectiv nu este potrivit pentru noi și să alegem rațional și, cum spuneam mai devreme, conștient și informat, să facem un pas către altă direcție. Asta înseamnă să rămânem mereu pregătiți, să avem mereu un CV gata făcut, să știm mereu ce e pe piața muncii. Este un proces continuu și în momentul în care noi avem armele la dispoziție, o schimbare nu ne va speria și vom ști imediat ce avem de făcut fără să ne debusoleze, fără să ne destabilizeze. Acum, mi-ar fi plăcut să facem un mic exercițiu, să spuneți sau să scrieți care sunt principalele voastre aturi pe care le aduceți la locul de muncă pentru un angajator, dacă vreți să scrieți. Eu nu văd chat-ul. Nu că am share screen. Am văzut că mesajul răbdare și bun comunicator. Da, am început eu așa. Pot să mai adaug eu lucruri pe care le-am văzut și din clipulețele pe care le-am regăsit pe site-ul vostru, pe pagina de Facebook și din alte informații pe care le-am strâns. Am văzut multă determinare. Da, am văzut
multă anduranță, rezistența la frustrare care s-a exersat foarte mult, multă creativitate de a găsi soluții, de a gestiona și probleme personale și de a încerca să dea și înapoi către angajator, acolo unde au primit sprijin, oamenii au dat înapoi foarte mult. Și am văzut și empatie. Cred că tocmai contextul ăsta de o nevoie specială, cred că clădește foarte mult zona asta de empatie. Mi-ar plăcea să văd și din experiențe concrete ale voastre, dacă v-ați lovit de vreo situație în care ați comunicat cu un angajator sau ați încercat să comunicați și cum a fost răspunsul angajatorului respectiv. Fie că a fost șef, fie că a fost coleg. Acum văd că suntem într-un cerc restrâns. Dacă vreți să împărtășiți, dacă nu, putem să trecem la întrebări. Da, o parte dintre, cred că se regăsesc, o parte dintre întrebările tale, în ceea ce avem noi în agenda, practic întrebările pe care le-am primit pe grupurile de comunicare. Ok. Atunci, haideți să trecem la întrebările respective și să răspundem punctual la ele. Da, sigur. Trecem la cele pe care noi le-am selectat și le-am adunat așa din discuții sau primite. Uh-huh. Cumva ai atins pentru unele dintre ele o parte din mesajul necesar, dar poate că e bine să le reluăm. Și prima întrebare, desigur, se referă la faptul dacă discutăm sau nu discutăm cu angajatorul despre nevoile mele, despre boala de care sufăr, despre condiția mea. Și exact cum ai spus, când e bine la început, la interviu, după ce mă angajez, e bine să țin secret, să nu spun de teamă, că eu știu, poate angajatorului nu e surât de ideea și nu ar fi în avantajul meu. Deci, desigur că toată lumea se întreabă, spun sau nu spun angajatorului? Ai văzut și din survey că răspunsul, da. Da, este teama de discriminare și teama de a nu fi exclus din cauza asta. Acum, răspunsul este un pic nuanțat, pentru că în momentul în care depinde foarte mult de situația în care ne aflăm. Dacă știm că în viitorul apropiat urmează să luăm niște zile libere pentru că vom merge la medic sau avem cumva predictibilă o nevoie de flexibilitate din partea angajatorului, atunci automat este nevoie să și discutăm cu el de ce vom lipsi poate în primele 3 luni când este perioada de probă. În momentul în care ceea ce avem noi sau ce ni se întâmplă nou afectează angajatorul, este și legitim și corect și cumva este sigur să explicăm cumva nevoia noastră. Aici rămâne la latitudinea noastră cât împărtășim din ceea ce traversăm. Putem să dăm câteva informații, ok, am sufer de o afecțiune care îmi va lua niște timp, sau putem să intrăm în mai multe detalii să arătăm cât de afectați suntem. Momentul în care facem asta depinde iarăși de la caz la caz, pentru că putem să o facem la interviu. Și atunci ne asumăm pe de-o parte că putem fi excluși din procesul de recrutare din această cauză. Dar pe de altă parte, dacă angajatorul ne-ar scoate din proces pentru că avem o afecțiune, mă întreb cum ne-am acomodat noi la acel loc de muncă dacă el ar afla după câteva zile că avem o problemă sau niște nevoi poate pe care nici nu le înțelege. Sigur, fiecare situație poate apărea cu niște constrângeri financiare și să zici ok, orice job și văd eu după aia și așa, dar gândind un pic pe termen mai lung, e nevoie să ne luăm cumva inima în dinți și să vedem ce disponibilitate are totuși angajatorul respectiv la a-și flexibiliza programul sau, mă rog, sarcinile, ce mai avem noi de făcut acolo. Decizia este la noi și trebuie să știm că noi suntem în control. Noi suntem în controlul vieții noastre și până la urmă nu ne blocăm într-un singur angajator. Avem o piață muncii dinamică și dacă nu este acela, va fi altul. Dar e important ca noi să știm că noi decidem și câte informații dăm și până unde acceptăm să ni se pună piedici. Am văzut că au fost răspunsuri care au spus că nu au putut să ajungă la medic din cauza jobului. Chestia asta se poate întâmpla odată. Dacă se întâmplă de 2-3 ori, deja înseamnă că se interpune cu calitatea vieții noastre și jobul nu trebuie să facă asta. Mulțumesc.
Mulțumim. La întrebarea numărul 2, Andrei vrea să știe dacă sunt niște pași sau care ar fi pașii de care trebuie să țină cont un pacient cu boală inflamatorie intestinală atunci când își alege traseul profesional. Vorbeam mai devreme de lista de nevoi, da? Să facem o lista nevoilor și o ierarhie a lor. Și cred că ăsta este un punct de plecare privind așa pe termen lung și a încercat să facem o predicție a ce nevoi vom avea și de acolo să plecăm. Avem lista nevoilor și asta ne duce cu gândul mai degrabă către niște joburi de birou, office jobs, care să nu presupună muncă de teren, care să nu presupună un răspuns din partea noastră în timp real, care să aibă o formă de flexibilitate. Sigur că pe lângă chestia asta trebuie să ținem cont și de stilul nostru personal și de inclinațiile noastre. Avantajul este că trăim într-o epocă în care avem foarte multe domenii care se pot face de la distanță, activități care se pot face de la distanță, joburi care se pot face de acasă. Pandemia a flexibilizat și mai mult disponibilitatea angajatorilor de a ne lăsa să lucrăm de acasă și ăsta e un avantajul nostru acum. Pașii de care ținem cont cam așa ar fi. Trebuie să vedem care sunt nevoile noastre pe termen lung și să ținem cont de ele. Apoi, din nou, ajung la cunoașterea pieței muncii și ce-am vorbit mai devreme, a fi mereu în contact cu ce se întâmplă acolo. Mulțumim, Anuela. Până acum observ că am vorbit ce se întâmplă când mergem la un interviu sau accesăm un job sau facem o aplicație. Însă au fost situații pe care le-am sesizat sau, mă rog, asupra cărora am văzut niște discuții atunci când un angajat sau pentru un angajat intervine o astfel de boală și se pune problema ok, eu sunt angajat aici de câțiva ani, m-am îmbolnăvit, există niște modalități, niște instrumente legale, ne scria cineva, prin care să solicite persoana în cauza angajatorului anumite facilități de care are nevoie, deci este o persoană angajată, a intervenit afecțiunea, dintr-o dată s-au transformat sau, mă rog, au apărut foarte multe modificări. Să zicem că vrea să-și păstreze jobul, are vreo posibilitate, există niște instrumente prin care eu știu să ceară angajatorului sau să obțină anumite facilități. Din punct de vedere legal, așa cum este codul nostru al muncii construit acum, foarte multe pârghii nu sunt. Adică sunt prevăzute niște drepturi în plus pentru persoanele care au încadrare la grad de handicap, dar chestia asta cred că se aplică doar la formele foarte grave ale afecțiunii astea, sau, mă rog, grupul de afecțiuni. Iar dacă nu există un grad de handicap, din punct de vedere legal, compania nu este obligată să facă nimic. Există în codul muncii o prevedere că angajatorul are posibilitatea de a acorda un timp de lucru preferențial, mă rog, personalizat, în anumite condiții. Cumva este transferată această flexibilitate sau această adaptare la latitudinea angajatorului. E important cum este construit regulamentul de ordine interioară. Acolo pot fi niște clauze deja inserate sau într-un contract colectiv de muncă. În rest, cumva este o muncă de negociere, să zicem, cu angajatorul, cu managerul, de a ne acorda înțelegere și de a găsi niște căi de mijloc. Din păcate, din punct de vedere legal, alte pârghii nu sunt în momentul ăsta. Poate demersurile din acest proiect vor contribui să apară și alte pârghii. Ce bine ar fi, să sperăm. Da. Întrebarea număr 4. Care sunt lucrurile de care ar trebui să țin cont pentru reconversia profesională? Există consiliere specializate, training-uri? Da, reconversia profesională este un subiect foarte complex și complicat, indiferent de situație. Dacă ea intervine într-un context ăsta de boală și trebuie să ne schimbăm profesia pentru că actualul job nu poate fi făcut în contextul nostru, cu atât mai mult devine o provocare. Ce trebuie să ținem cont la reconversia profesională e că înseamnă că vom lua aproape de la zero un nou domeniu. Vom începe aproape de la zero. Zic aproape, pentru că noi avem deja un set de competențe gata clădit, construit.
exersat. Da? Și asta să le spunem competențe transferabile, pe care le-am exersat într-un domeniu și le putem folosi într-un alt domeniu. Ca exemplu, așa, la întâmplare acum, o limbă străină, anumite programe pe calculator sau, nu știu, lucruri de genul ăsta. Vorbeam mai devreme de pregătirea cu autocunoașterea, tocmai inventarul acesta al competențelor, care ne ajută pe noi să vedem și ce putem folosi dacă vrem să ne reorientăm profesional. Apoi, în reconversie, depinde, ne-am ales domeniul în care vrem să ne reorientăm sau e și asta un termen de discuție. Dacă alegem domeniul, cred că mă întorc la prima întrebare adresată aici, cum aleg calea profesională? Da? Și mă uit la nevoi și mă uit la ce se va întâmpla pe termen lung cu mine și ce tip de job voi avea nevoie. Odată identificate lucrurile astea, mai trebuie să mai văd și ce alte competențe mai am eu nevoie pentru a mă reorienta, pentru a avea acces în domeniul respectiv. Poate mai am nevoie de un curs de perfecționare, poate mai trebuie să mai exersez ceva, poate mai trebuie să mai dezvolt o competență la mine. Trebuie să știu în primul rând asta și apoi să văd ce pași am de făcut în direcția aceea. Mulțumim. Simt nevoia să mai punctez două lucruri aici, pentru că este complex. Atunci când ne gândim la reconversie profesională și că o luăm aproape de la zero, înseamnă că la fel va fi și din punct de vedere financiar. Și chiar dacă noi în domeniul nostru am crescut financiar până într-un punct, dacă ne ducem pe o poziție de junior, vom avea și salariul de junior. Și e de luat în calcul chestia asta, atunci când ne facem planurile. Și altă chestie, reconversia profesională presupune mult timp de așteptare până ne acordă angajatorii șanse. Pentru că ei trebuie să-și asume un risc că noi ne vom adapta la noul domeniu de lucru, fiind deja obișnuiți în alt domeniu. Și atunci să ne înarmăm cu răbdare, cu resurse și să luăm asta în considerare. Mulțumim! Atenționări importante. Să sperăm că sunt și utile și vor lua în calcul cei care vor urmări sesiunea. Bun. Catinca ne întreba câteva recomandări sau domenii mai flexibile cu privire la munca remote și adaptarea condițiilor de muncă. Dacă, eu știu, ne poți da așa câteva idei. Cumva ai menționat înainte. Da. Sigur că zona asta de IT, practic aproape orice domeniu poate fi lucrat și de acasă în momentul ăsta. Orice job de ăsta de birou, finance, HR, IT, traduceri, baze de date, lucrurile de genul ăsta pot fi făcute de acasă. Na, probabil că trebuie o discuție un pic mai personalizată ca să fie mai amplu răspunsul. Da. Revin iarăși la situația persoanelor care sunt angajate în momentul în care se declanșează o boală inflamatorie intestinală și întrebarea următoare se referă la o astfel de situație. Dacă nu reușesc să ating sau să mai ating sau să obțin performanțele avute anterior dobândirii bolii, am posibilitatea să solicit un volum de muncă ajustat? În ce condiții, cât de dispuși sunt angajatorii din punctul nostru de vedere sau din experiența colegilor? Așa cum am zis, din punct de vedere legal, companiile nu sunt obligate să o facă, însă știu de cazuri de companii care au redus programul de lucru, dar odată cu reducerea programului de lucru au redus și salariul echivalent. Din nou, ține de o negociere internă, ține de regulamentul de ordine interioară. Mai departe de atât, din păcate, alte variante nu mi se întreabă. Da, din păcate, și ai dreptate, pentru că această întrebare e o, să spun așa, o concluzie în urma discuției cu o pacientă care de multe ori ne-a spus că la serviciu nu are o situație prea plăcută, că a mai avut dispute cu angajatorul, că se simte obosită și nu mai dă randament, ca să spun așa, nu mai poate să facă aceleași lucruri ca înainte și sigur că intervine și frustrarea personală, dar și nemulțumirea angajatorului. Și fiindcă era o pacientă nu la prima tinerețe sau nu foarte tânără, așa încât să vorbim de reconversie, de IT, de schimbare, de munca de acasă, nu? Că sunt și persoane în joburi, altfel de locuri de muncă, unde nu prea se mai pune problema de lucrat de acasă și deci cumva, tocmai pentru că boala inflamatorie presupune și o contribuție personală, cu o dietă, poate cu niște cheltuieli, sunt situații în care persoana cauză se vede nevoită să-și păstreze jobul cumva și atunci intervine un conflict cu angajatorul care nu e mulțumit că
nu mai performează. Și de aceea, practic, noi am sintetizat și ne întrebam ce pârghii, ce posibilități, cum să procedăm când angajatorul nu mai este mulțumit și noi totuși suntem dependenți de jobul respectiv. Legal mai este și treaba asta cu discriminarea, că nu au voie să discrimineze din cauza unor afecțiuni, nu au voie să discrimineze pe baza asta. Doar că la un moment dat e destul de greu de demonstrat că ei renunță la un angajat sau îi fac piața grea acolo din cauza că îl discriminează sau e altceva la mijloc. M-aș și bucura să am un răspuns mai... mai bun, mai încurajator. Da. Mai încurajator. Da, din păcate, asta e contextul nostru acum. Da, se vede clar că sunt multe, ar putea fi multe lucruri de îmbunătățit, așa cum dacă se și plâng pacienții că ar fi fost foarte de ajutor la anumite facilități. Vom vedea ce se poate face. Acolo unde există un sindicat, să se poartă niște negocieri pentru contractul colectiv de muncă. Să fie negociat acolo. Să fie negociate niște clauze. Da, dar iarăși e vorba de multă negociere, de niște voci puternice, de niște demersuri. Da. În momentul accesării unui nou job, deci revenim la momentul accesării sau la un interviu, deja tu ai început cu explicațiile astea, dar trebuie să citesc întrebarea. Este oportun să menționez că am o boală cronică autoimună ce ar putea necesita niște nevoi speciale? E cumva o repetare a ceea ce mi-ai spus tu? Atâta vreme cât îl afectează direct pe angajator, imediat, da, e de menționat. Dacă nu îl afectează direct și imediat, putem să mai amânăm un pic discuția până într-un context mai favorabil. Dar să înțelegem de la tine că ideal ar fi să existe totuși o comunicare pe tema asta, pentru că e în beneficiu ambelor părți, mai devreme sau mai târziu, o situație care nu e foarte clară, nu? Va genera un disconfort probabil pentru ambele părți și iată apar conflictele acelea pe care vreți să le evităm. Da. Cam acestea au fost câteva dintre întrebările pe care noi le-am primit, care au reieșit cumva și din surveiul pe care l-am derulat. Îți mulțumim foarte mult că te-ai alăturat, că ai petrecut timp să ne pregătești informațiile pe care mi le-ai prezentat mai devreme. Eu sunt convinsă că cei care vor urmări înregistrarea vor înțelege să participe într-un număr mai mare și în mod direct în sesiuni viitoare pe această temă, pentru că, iată, sunt nevoi. De la aceste nevoi spuneam că am pornit și noi când am derulat, când am inițiat campania 100 de companii pentru BI, atât pentru persoanele cu boli inflamatorii intestinale, dar și pentru angajatori, pentru că prin materialele și prin campania noastră dorim să-i sensibilizăm și pe angajatori, exact despre nevoile despre care noi vorbeam mai devreme. De aceea există și un manifest pe site-ul nostru, este chiar un print screen de pe site-ul nostru, site-ul Active, unde îi invităm și îndemnăm pe angajatori să se alăture, să semneze. Practic, noi spunem în câteva rânduri ce sunt bolile inflamatorii și care sunt nevoile pacienților și am fi bucuroși, așa am măcar, pe la urechea angajatorului să treacă că există astfel de pacienți și sunt pacienți, cum spuneai și tu, cu un profil psihosocial, cum ai concluzionat, special, sunt persoane tinere, dornice să performeze la locul de muncă, să aibă rezultate în cariere determinate, deci iată un profil foarte bun, să spun așa, al acestor pacienți și atunci ar fi cumva în interesul și a angajatorilor să știe sau să aibă idee că pot fi angajați foarte buni și performanți dacă li se acordă șansa, înțelegerea. Și de aceea invit pe toți cei care vor urmări această sesiune, angajatori în primul rând, să se alăture și să semneze prin upload-ul siglei lor în manifestul acolo pe site-ul nostru. Cam așa ar fi în general mesajul pe care noi l-am propus în sesiunea de astăzi. Ne și cam apropiem de timp ca final, deci timpul a trecut destul de repede.
Mulțumesc mult și eu de oportunitate și dacă mai apar întrebări ulterior, eu sunt dispusă să mai răspund la ele în scris sau în altă formă. Mulțumim mult de tot. Acesta este un prim pas, ca fiecare început este un pic mai greu, trebuie să căpătăm și noi curaj și pacienții și să încercăm să comunicăm în mod direct. Iată despre ce vorbeam toată această sesiune, comunicarea, da? Și poate că pas cu pas vom reuși să păstrăm legătura și să te mai avem alături de noi sau de ce nu în alte proiecte sau într-o altă formă, poate cine știe, o sesiune face-to-face, o altfel de acțiune pe tema asta în care să fie o comunicare mai, să zicem, mai directă, dacă pot folosi termenul ăsta. Și știi cum e, când ne adunăm așa, căpătăm curaj dacă stăm... Da, deci îți mulțumim că ai fost azi alături de noi, am apreciat dacă vei putea rămâne și pe viitor când te vom mai contacta. Și cu asta se cam încheie sesiunea noastră de astăzi. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim și noi și să ne vedem într-o dată viitoare. O seară bună tuturor! Seară bună!